Mi-a plăcut foarte mult golul de golul lui Bârligea. O execuție de mare rafinament. Pentru cine păi înțelege? Pentru cine? Deci pentru cine posibile. Înțelege fotbalul este o execuție de mare rafinament al lui Bârligea. Cum ai zis, din greșeală? Da, auzi, Gardo, și că din greșeală. Bă, numai hater prin emisiunea asta. Nu, are acea mobilitate. Are acea mobilitate. Nu, eu zic că a vrut să trag la poartă. Dar el a mai avut execuții de genul acesta. Mamă, dar mi-a plăcut rău de tot. Bun. Dar de ce și-a pus mâinile în cap după gol? Că s-a părut foarte frumos gol. Nu, că a avut o reacție ciudată. Da, păi nu și-a pus mâinile în cap pentru că execuția a fost foarte rafinată de Benzema, la Benzema. Îți dai seama, el nici nu era născut când s-a inventat efectul Maricel în handball. Exact. Că ăsta a fost live. Efectul Maricel a fost. Ăsta a fost, chiar efectul Maricel. Maricel Voinea, da. A fost execuție a la Benzema, doar la Benzema mai vedeam, păstrând proporțiile, evident, acum, doar la Benzema mai vedeam astfel de execuții. Păi de un rafinament. Cum să joace Michael Jackson în fața lui Bârligea? Păi eu n-am zis să joace în fața lui Bârligea, nici vorba de așa. Am zis păi că am un nou favorit, Michael Jackson. O să vezi câte goluri de Michael Jackson, mai vorbim. Păi să-l scoată din echipă, nu, n-am zis asta, am zis că nu joacă cu doi atacanți. Îl va completa, da? Așa, te rog, mare atenție la jucători. Da. Favoritul meu e Michael Jackson, da? Ca să știi, Cristi. Eu am mulți favoriți. Te cred.